Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Primo Laurențiu, vă prezint actualitatea românească. Iată, parlamentarii și-au luat parlamentul înapoi. De când așteaptă ei să se răzbune pe voi, cei ce ați votat strâmb în noiembrie, iată, acum s-au răzbunat și-au tras și ei pensii. De fapt, nu pensii, că e impropriu spus pensii, ci că și-ar fi tras pensii. Toată lumea zice că și-au mărit pensiile, că și-au făcut. Ăștia nu sunt niciun fel de pensie. Pensia e una și ce și-au dat ei e cu totul altceva. N-are nicio legătură cu pensia. Pensia înseamnă că după ce ți-ai încetat activitatea în producție, după ce ți-ai terminat activitatea în câmpul muncii, în baza a ceea ce ai contribuit și ți s-a reținut pe statul de plată sub formă de contribuție la fondul de pensii, să ți se dea înapoi sub formă unei indemnizații numite pensii. Ei, la parlamentar nu e cazul de așa ceva. Pensia e una și o iau și au luat-o și până acum, conform calculilor și legislației normale, iar ceea ce și-au dat ei acum este de fapt un cadou, ceva ce nu există nici în lege, nu există nicăieri, un fel de indemnizație permanentă, rentă viageră, mă rog, cum ziceți cum vreți, dar nu există așa ceva. Știrea sună în felul următor. Parlamentarii și-au votat pensiile speciale, așa îi zice, pensie specială, cu o largă majoritate. S-au înregistrat 300 de voturi pentru și doar 124 împotrivă. Potrivit proiectului de lege, un parlamentar cu un mandat ar urma să primească o astfel de indemnizație de aproximativ 1550 de lei pe lună. Parlamentarii cu două mandate vor primi 3100 de lei pe lună, iar cei cu minim 3 mandate vor primi, în plus, aproximativ 4600 de lei. Alesul PSD Anghel Stanciu, unul dintre inițiatori, a luat cuvântul pentru a-i convinge pe colegii săi că ei merită o pensie mai consistentă. Anghel Stanciu le-a transmis și un îndemn furtunos colegilor, spunându-le că e timpul să-și ia parlamentul înapoi. Senatoarea PC Cristiana Anghel a vorbit și ea despre dreptul parlamentarilor la pensii speciale și a acuzat fosta guvernare PDL că ar fi furat senatorilor și deputaților banii cuveniți la bătrânețe. Mai mult, cei care trăiesc doar din ce primesc de aici au dreptul la o recompensare pentru meritele lor, a mai spus senatoarea PC. E bine, dragii mei, cred că România e singura țară din lume unde trădarea de țară se recompensează, se răsplătește cu indemnizații speciale. România este singura țară din lume în care există pensii speciale. Nici nu știi ce să mai zici. Că dacă acești parlamentari ar fi lucrat în folosul țării, dacă rezultatele muncilor s-ar fi regăsit în nu corupție, nu clanuri mafiote, nu clanuri interlope, nu jaf la drumul mare a țării, nu jafa pădurilor, nu jafa economiei naționale, nu evaziune fiscală la greu făcută de corporații. Dacă i-ar fi dat legi care să combată toate aceste nenorociri din România, ai fi zis, bă, merită și ei, mă. Bă, numai o lege dacă ar fi dat, legată de impozitarea suplimentară, să zicem, a companiilor care fac comerț cu offshore-uri, care au contract cu offshore-uri. Pot să zic că pentru orice contract cu offshore se plătește un impozit special de 60%, cum e în Islanda. Bă, ai fi zis, stai tată că la ce lege au dat, intră o grămadă de bani în România și, bă, dacă le dai și lor 0,1%, e o recompensă. E ceva special pentru ei, că fii atent ce patrioți sunt. Dacă ar fi dat o lege prin care să se ia înapoi Petromul de la OMV, ai fi zis, bă, au recuperat ceea ce au stricat ei la sticăloși parlamentari, dar să nu le dăm și la aia. La aia toți care au votat ca dorisirea OMV-ului cu tot petrolul românesc, să le interzicem pensiile. Iar ăstora care au adus-o înapoi la România, să le dăm câte o indemnizație. Dar de unde? Mai mult de jumate din parlamentarii care vor beneficia de această lege sunt trădătorii de țară care au făcut cadou petrolul României OMV-ului. Sunt trădătorii de țară
care au dat jumate din gazul României cadou OMV-ului. Ăștia sunt trădătorii de țară care au făcut legi pentru corupți, legi pentru mafioți, legi care au făcut ca România astăzi să fie împânzită de clanuri interlope. Ăștia sunt mafioții care nu fac altceva decât toată ziua își dau lor facilități, se salvează de la pârnaie, își dau legi cu portiță pentru șpagă și pentru scăpat de pedeapsă și sunt cei mai urâți dintre români. Ultimul sondaj de opinie pe tema asta a popularității instituțiilor statului în ochii românilor arată că peste 90% dintre români îi urăsc, îi disprețuiesc pe parlamentari, pe politicieni, partidele. Ei bine, și vine panorama asta Cristiana Anghel, care acum câțiva ani făcea greva foametei împotriva politicienilor și vine acum și zice că ei merită, că au merite speciale și de aia trebuie să li se dea bani în plus. Că se duc acolo în Parlament și îi vedem la televizor. Că se uită la filme porno, că dorm, că se scobesc în nas și merită nu numai salariul de 3 ori mai mari decât au colegii lor care nu sunt în Parlament. De exemplu, colegii doamnei Cristiana Anghel, care nu sunt în Parlament, ci sunt învățători la școală, au 10-12 milioane pe lună. Panorama asta, care a păcălit poporul, dându-se cu pumnul în piept și făcând greva foamei că împotriva partidelor, are salariu de 3-4 ori mai mare decât foștii ei colegi. Nu-i ajunge. Mai vrea și o indemnizație specială de 3-4 mii de lei. De ce? Că merită. Când îl bagă pe gât pe Ponta, când îl bagă pe gât pe Dragnea, că votează legi mafiote, că votează cod penal mafiot, că își dau imunități, ei merită, dragii mei. Ei sunt aleșii. Cei mai urâți fii ai poporului. Ei sunt cei mai disprețuiți de către popor și vine nesimțit asta și zice că merită. Au dreptul la recompensă pentru meritele lor. Mă, dar nesimțită ești, mă. Că despre stanciul ăsta care vă sfidează efectiv și vă spune că și-au luat Parlamentul înapoi acum, că își dau câți bani vor ei și își dau imunități cât vor ei și fac codul penal în așa fel încât să nu mai fie incriminată corupția, traficul de influență, abuzurile și cumetriile. Așa vor ei să facă lege specială. Un cod penal, că, bă, ei când au făcut codul penal, nu s-au gândit că o să se schimbe chestiile pe aici prin țară și DNA-ul o să înceapă să ia la săltat pe ei politicienii. Că ei erau obișnuiți că legea e bună și e una și ca lumea, dar numai pentru prostimea. Pentru ei, pentru politicieni, nu se aplica nicio lege. 25 de ani n-a intrat niciun politician la pușcărie. Acum, cei săraci au făcut un cod penal normal. Dar cum să se gândească că o să se și aplice? Ei credeau că codul penal e doar pentru muritorii de rând, nu și pentru zeitățile politice. Ei, zei, nu, dragilor, ei au imunități peste imunități. Eu acum când văd ei că nu prea mai merge nici cu imunitatea, ce s-au gândit? Bă, trebuie să facem un cod penal mafiot. Trebuie să facem un cod penal prin care cei ce vin și vor să ne salte să nu mai aibă dreptate în fața justiției. Să mergem în justiție să spunem, dar ce-i rău să iei șpagă? Ia uitați-vă, în codul penal pe care l-am făcut noi, șpaga nu mai este o infracțiune. Șpaga este o chestie firească, normală, de bun simț. Și atunci gata cu DNA-ul, mai saltă-i. Păi cum să-i salți dacă legea zice că nu e nicio problemă șpaga sau traficul de influență sau abuzul în serviciu sau fel de fel de alte chestii pe care le fac ei parlamentarii. Nu mai e, gata. Dacă politicianul săvârșește ceva, e absolvit, scutit, nu există în lege infracțiunea respectivă. Așa că nici de imunitate nu o să mai aibă dreptul, nevoie. Ei, dragii mei, și-au tras recompense pentru că merită. Iar noi, poporul, tăcem și înghițim. Stăm cu minți, nici măcar să vezi, bă, că
niște scrisori de protest din partea unor sindicate. Băi, am stat și m-am uitat prin toată presa să văd ce fac sindicatele în România. Să văd sindicatul profesorilor, a doctorilor, a ăstora, angajaților din administrațiile locale. Să văd și un sindicat care se ridică și zice, fraților, să ieșim în stradă, că nu se mai poate. Bă, nimic. Zero. De ce? Pentru că toți șefii de sindicat sunt pe blat cu politicienii. Toți. Bine, asta nu e de azi, nu de ieri. Vă aduceți aminte că Pirom Pitrea era tot șef de sindicat. Și atât a dat cu gura, s-a bătut în piept și a ieșit la demonstrații până când l-au liniștit al lui Năstase. Au zis, bă, Piroane, tu ești tare talentat. Nu vrei tu să devii senator? Aici pe listele PSD-ului, PDSR, cum era pe vremea. Nu vrei tu, uite aici, la șpăgi, la alea, contracte cu CFR-ul, cu Nicolae Ciuc, te facem șef la transporturi. Mi-aduc aminte, pe vremea aia, aveam nevoie să fac transporturi din Germania în România, nu era ca astăzi, nu era Uniunea Europeană, ca să poți să faci transport, îți trebuia licență de la Ministerul Transporturilor. Ce era licența? Îți dădeai o hârtie pe care semna că e de acord ca tu să mergi cu mașina, cu tirul, să mergi cu tirul în străinătate, să aduci marfă. E bine, pentru fiecare licență de transport din ea trebuia să dai bani, șpagă. Bă, frate, băteai drumul la Ministerul Transporturilor, intrai acolo la un consilier de al lui Pirom Pitrea, care îți primea cererea, dar cererea trebuia să aibă, era un protocol. Trebuia cererea să aibă agățat cu agrafă pe spate, nu știu câte sute de mărci, dar prinse cu agrafă, erau ca anexă la contract, înțelegeți? Așa depuneai cererea. Se uita la tine ăla cu dispreț. Veniți peste o lună după ea. Nu trebuia decât semnătură și ștampilă, înțelegeți? Veniți după o lună după ea. E bine dacă după aia mai spuneai că stai că am și eu aici o plasă. Am adus și noi ce avem de pe acasă, niște alea, niște... Și mai am aici și un plic pentru dumneavoastră. A, se lumina la față, consilierul. Consilierul se lumina la față, de ce? Că ieșea și pentru el. Pentru că aia ce era prins la cerere, aia se ducea direct așa cum venea, că erau camere, erau toate aia. Nu puteai să-l furi pe domn ministru. Nu puteai că... Cum adică să-l vămuiești pe ministru? E bine, ce era pe lângă agrafă, aia era a lui. Era ciubucul lui. Bă, frate, când vedea că ai venit cu sarsanalele, se lumina la față. Dar nu veneai cu sarsanalele, că nu aveai voie cu sarsanalele, vedeți, mint. Trebuia să-l chemi jos la mașină, că ai ceva pentru el. Nu aveai voie să intri cu sarsanale. Nu, că lupta anticorupție. Cum să intri cu sarsanaua în minister? Îi spuneai, vreți să coborâți un pic cu mine jos, am și eu ceva la porbagaj pentru dumneavoastră. Se lumina la față, înțelegeți? Ce stați că vă rezolv imediat, nu mai veniți peste o lună, că e drum lung de la Brașov. Se ducea în birou alătura la domn ministru, pac, 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 nu trebuia să semneze neapărat ministru, putea să semneze și un adjunct. Pac, primea imediat cererea fără agrafă, lipsea agrafa, semnătura, pac, licența de transport, te duceai jos la porbagaj și cu cât mai multe sarsanale îi translatai în porbagajului, cu atât îi creștea gradul de... Știți, ajungeau, câteodată ajungeau cu gura până la urechi. Așa, se blocau. Dacă te duceai cu 5 sarsanale, numai, ziceai că ai făcut operație estetică. Cam așa funcționa treaba cu sindicaliștii noștri. Alt sindicalism mare, care se bătea cu punul în piept pentru muncitori, pentru popor. Îl mai țineți minte pe Strâmbu, pe Victor Ciorbea. Mamă, ce gurist era împotriva politicienilor, ce mult îi ura pe politicieni. Așa mult i-a urât pe politicieni, până când i s-a propus să intre în PNCCD și a prins Ciolanul de ministru, de prim-ministru. A uitat și de muncitori. A uitat și de ura împotriva politicienilor. Blusc a devenit îndrăgostit de partide, de politicieni și mai nou e îndrăgostit de Victor Ponta, care i-a dat și lui un oscior să roadă la curtea asta, la nu știu ce i-a dat,
ce post i-a dat lui Ciorbea, mă, Alexis, zi, mă. Ăsta, reprezentantul poporului de... Mă rog, nici nu e important. Vreau să vă zic că sindicatele au dispărut. Bă, înainte măcar de formă. Și numai ca să ia pună și ei laba pe un oscior, îi mai scotea în stradă. Acum? Nimic, tată. Ai zice că curge în România numai lapte și miere pe străzi. Sindicatele nu sunt nemulțumite de nimic. Nu sunt nemulțumite de borfași ăștia de politicieni, nu sunt nemulțumite de scăderea nivelului de trai, nu sunt nemulțumite de jaful care are loc în țara asta, nu sunt nemulțumite de nimic. Păi înainte de jenă, oblătuiau cu politicienii și ziceau, bă, mai scoatem lumea în stradă din când în când, să nu zică că n-avem activitate, că suntem blătuiți. Băi, acum ați blătuiți pe față și li se rupe. Pur și simplu, n-au nicio jenă. Ei sunt șefi de sindicate doar așa de ochii lumii. Pe din dos, primesc și ei șpaga, primesc comisionul, acum nu mai este că îl face ministru, că îl face altceva. Li se dă și lor un mic procent acolo, din șpaga pe care o fac ei la nivel de partid, ia mă știu 1000 de euro pe lună, țineți oamenii acolo în casă, nu-i mai scoate în stradă. Asta se întâmplă în ziua de. Sigur că dacă nu are cine să-i organizeze pe oameni, nu ies în stradă. Singurii care ar putea să-i organizeze pe oameni, să facă demonstrații, să-și exprime revolta față de clasa politică, față de ceea ce se întâmplă în țara asta, ar fi sindicatele. Altfel n-ai cum să-i organizezi pe oameni să iasă în stradă să protesteze, să-și spună nemulțumirea. Dacă ai blocat sindicatele, dacă l-ai măsluit pe șeful de sindicat, ai pace socială în România. Ce fain e, nu? Pace socială. Românii sunt fericiți, mulțumiți, au o candoare în privire când te duci, uiți la ei pe stradă, au o candoare în privire, niște blajini, îți vine să-i pupi. Cred că e cel mai fain popor din Europa. Nu poți să-ți dorești ca dictator, ca conducător, scuzați cacofonie, am zis că nu mai zic virgulă că mă nervează, nu poți să-ți dorești alt popor decât unul ca ăsta. Dacă mai ești și dictator, dacă mai ești și apucături dictatoriale și îți place să scânte la mulți ani pe stadion 50.000 de oameni, dacă mai ești și tralala ca victoraș al nostru, păi nu poți să-ți dorești un popor mai imbecil ca ăsta, dragii mei, nu poți, cu care să faci ce vrei, pe care să-l manevrezi cum vrei, pe care să-l prostești cum vrei, să-i spui că ai creștere economică, dar ai scăderea nivelului de trai și ei să râdă toți ca proștii. Nu poți mai mult de atât. Altă bucurie. Leul s-a depreciat cu 1,2% în ultimele zile ca urmare a tensiunilor politice din România, dar și ca urmare a situației din Grecia, a declarat Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR. Astfel, dacă pe 4 iunie, acum două săptămâni, BNR afișa un curs de 4,43 lei pe euro, a doua zi, când procurorii au anunțat că premierul Victor Ponta i-a urmărit penal în dosarul Șova, a sărit la 4,44, dar ieri deja ajunsese la 4,49. Vă zice ce ne interesează pe noi? Păi ne interesează, pentru că cei mai mulți români au datorii la bănci și datoriile le au în euro. Și salariile le-au în lei. Și ca să poți să-ți plătești datoria în euro, trebuie să plătești mai mulți lei. Adică moneda în care tu lucrezi și trăiești și muncești și câștigi existența. Asta ce înseamnă? Încă o palmă dată nivelului de trai. Încă o scădere a veniturilor familiei. Că în loc să plătești rată 1 milion de lei, plătești 1 milion 100 de de lei. Și înseamnă că s-au mai dus încă niște bănuți aiurea. De ce se întâmplă acest lucru? Se întâmplă în primul rând pentru că economia românească merge fantastic de bine, pentru că ăsta este un parametru clar al mersului economiei. Când o economie merge prost, moneda se devalorizează. Când piața nu are încredere într-o monedă și în conducerea unei țări, moneda se devalorizează. Când se devalorizează moneda națională? Păi când eu n-am încredere în mersul economiei, n-am încredere în leu și cumpăr euro. Când fac asta mai mulți, înseamnă cerere mai mare decât oferta de euro de pe piață. Înseamnă că nu se întâmplă ceva decât să crească cursul.
crește prețul mărfii care are cerere mai mare decât e oferta. E foarte simplu. Ci că de vină ar fi Grecia. Nu, dragii mei, n-are nicio legătură cu Grecia. Ce treabă are cursul leului cu Grecia? Ba mai mult, din contră, prostul ăsta de Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR, nici atâta nu știe prostăna cu. Că dacă euro, dacă Grecia și în consecință Uniunea Europeană și în consecință euro are probleme, trebuie să scadă cursul, trebuie să se îmbunătățească leu în defavoarea euro. Tocmai că probleme mari în Grecia ar trebui să însemne probleme mari pentru euro și vor însemna probleme mari pentru moneda euro, pentru că datoria Greciei este în euro și nu se va mai plăti și o grămadă de bănci naționale vor rămâne fără acești 320 de miliarde de euro, iar euro are probleme. Dacă euro are probleme și leu nu are, înseamnă că leu ar trebui să se întărească. Ca să vedeți cine sunt marii specialiști de la BNR. Ce idiot trebuie să fii să spui că din cauza situației din Grecia se devalorizează leul. Ori e prost, ori e vândut. Adevărul este unul singur, dragii mei. Cel mai bun barometru pentru economia unei țări, atunci când Banca Națională lasă la liber fluctuațiile cursului monedei naționale, este cursul euro. Dacă economia e puternică, dacă e sănătoasă, dacă încurajează investițiile străine și intră mulți euro în țară, atunci leul se întărește. Pentru că intră mulți euro din investiții străine în țară, nu are cine să-i cumpere, așa de mulți euro vin, și atunci scade prețul euro. Euro, nimeni nu-l vrea, ca să înțelegeți, e ca și cum eu aduc să vând 100 de pixuri din astea în România. Și nimeni nu vrea pixuri. Păi eu degeaba vreau să-l vând cu 10 lei, că nu se vinde. Scad la 9 lei, nu se vinde. Scad la 8 lei, scade prețul când există ofertă mare și nu e cerere. Dar se întâmplă și reversul. Când economia merge prost, când conducerea e mafiotă, când primul ministru e un interlop, când legile sunt proaste și nu stimulează investițiile, atunci ce se întâmplă? Păi dacă am venit și am deschis o mică firmă în România, eu neamț, dacă eu austriac am venit și am deschis o companie în România, dacă eu englez am venit, francez și văd că în România nu poți să supraviețuiești decât dacă ești corporație, că în rest înghit corporațiile tot. Iar statul vine și te caută prin ANAF, vine și te caută, îți caută nod în papură și tot ce câștigi se duce pe șpăgi la ANAF. Păi atunci zici, bag picioarele în ea de țară și de afaceri și îmi vând totul, schimb în euro și îmi iau banii acasă câți mai am. Și atunci ce se întâmplă? Toți ăștia care vor să se retragă de pe piața din România, vând în lei afacerea sau lichidează stocurile, schimbă lei în euro, deci cer euro și trimit înapoi acasă. Asta ce înseamnă? Crește cererea de euro. Automat crește cererea de euro, crește prețul. Dacă eu aduc 100 de pixuri în țară și toată lumea vrea să cumpere pix din ăsta, văd că aduc 100 de pixuri și le dau cu 10 lei în 24 de ore pe toate. Pe data viitoare le cer 11 lei, 12 lei, 13 lei, până când văd că le vând pixurile, dar în 2 săptămâni. Dar crește prețul la 13-14 lei. Înțelegeți? Deci ăsta este fenomenul, mecanismul creșterii și descreșterii euro. Euro este ca o marfă care se vinde și se cumpără pe piață. Dacă cererea este mare de euro, crește cursul leu. Dacă este mică cererea de euro, scade, leu se întărește. Ei bine, vine prostul și ne zice că Grecia e de vină. Sigur că e Grecia de vină, că el acolo mâncă o pită bună și dacă îl supără pe Ponta, vine Ponta imediat și îl scuipă în cap. Și dacă l-a scuipat Ponta în cap, și-a pierdut serviciu. Și el ia câteva zeci de milioane bune acolo la BNR. Purtător de cuvinte, auziți ce e asta? Deci, la BNR nu poate să vorbească orice salariat de acolo care lucrează acolo.
Nu, trebuie să fie unul care să fie purtător de cuvinte și care odată la 3 luni vine și spune o gogomanie din asta. Și pentru asta ia câteva zeci de milioane. Dar m-aș întreba eu, pila cui o fi dat în Suciu ăsta? Că vă dați seama că și eu aș vrea să lucrez la BNR pe 3.000 de euro pe lună ca să ies odată la 3 luni să spun o gogomanie care să-l bucure pe Victor Ponta. Oricine ar vrea, dar nu oricine poate. Trebuie să fii fiul cuiva, trebuie să fii fica cuiva sau măcar să arăți top model și să te placă Dragnea sau să te placă Șova sau mai știu eu cine. Așa e la noi, în Românica. Dragii mei, în concluzie, nu există nicio dovadă mai bună pentru ceea ce v-am spus eu, că lucrurile merg prost în România pentru 90% din populație și merg bine doar pentru marile corporații, care n-au nicio legătură cu economia românească, care nu plătesc taxe, nu plătesc impozite, nu aduc nimic benefic în această țară, doar o storc. Doar pleacă fluvii de bani din România, de valori, în offshore-uri. Iar acest parametru, cursul valutar, exprimă cel mai bine ceea ce v-am spus eu. Exprimă cel mai bine faptul că țara merge pe un drum prost, exprimă cel mai bine faptul că economia nu se întărește și nu crește în mod real, ci doar pe hârtie, la vrăjoală. Mai țineți-l mult pe Ponta și o să vedeți unde o să ajungă această țară. O altă dovadă a incompetenței guvernului Ponta. A treia încercare de demarare a proiectului de construcție a tronsonului de autostradă Comarnic-Brașov a căzut, conform unui raport nepublicat încă al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri. Surse guvernamentale susțin că s-a renunțat la concesiunea cu asocierea Vinci Actor Strabag pe motiv că firmele în cauză nu au găsit finanțare pentru demararea construcției. De mult vreau să discut pe tema asta a autostrăzii. Bă, fraților, autostrada asta Comarnic-Brașov, care e necesară pentru că este dezastru pe șoseaua asta în fiecare weekend, ar costa aproximativ 1 miliard de euro. Ei bine, nu se face această autostradă de către statul român că nu sunt bani, dar înțeleg că nu se face nici de marile astea corporații că nici ele n-au bani. Bă, ce hal de corporații sunt astea care nu pot să aibă acces la finanțare, că nu trebuie ele să aibă bani în buzunar. Trebuie să poată să ducă la o bancă și să zică dați-mi bani să fac autostrada, garantez cu autostrada. Ei bine, nu sunt bani. Este pentru mine este cel puțin ciudat. Păi frate, într-o vreme în care băncile nu știu cum să mai scape de bani, să dea credite, trăim vremuri în care băncile au bani și nu poate să-i bage în piață. Este aproape imposibil, creditarea e blocată. În condițiile astea tu să vrei să faci autostradă, să-ți trebuiască credit, nu ca să-i cumperi lui nevastă ta palton de bizon. Îți trebuie bani ca să bagi într-o autostradă, o investiție care scoate banii indiferent, nu poate să fie o investiție proastă. Vă dați seama ce companii sunt astea, dacă băncile nu vor să finanțeze așa ceva? Trec peste asta. Bine, astea au fost companiile agreate de Dan Șova. Dan Șova care își propusese să facă o avere de 8 milioane de euro într-o 2-3 ani, după care să ne bage în aia noastră și să plece peste mări și țări și să se bucure de viață. Ei bine, Dan Șova n-a găsit pe alții decât pe ăștia și ăștia săracii nu sunt solvabili în ochii băncilor. Veți zice, mamă, ce dramă! E o dramă. Dar drama este din alte motive. Băi, oameni buni, pentru o țară ca România, 1 miliard de euro e nimic. La un PIB de 150 de miliarde de euro, 1 miliard de euro e nimic. Veți zice, cum așa 1 miliard nimic? Păi vă dau un exemplu. Dacă eu, prin absurd, aș fi mâine prim-ministru, în loc să anulez taxa pe stâlp care mi-aduce 1 miliard de euro pe an, ați zice așa, stai, tată, degeaba faceți voi, americanoizi, presiuni pe mine să anulez taxa pe stâlp de 1%, acum a fost 1,5%, că eu nu anulez. Nu anulez și cu banii care viau vouă corporațiilor într-un an de zile, fac pe gratis autostradă Brașov-Comarnic. După aceea, un anul următor, termină autostrada până la Nădlac,
După aceea, peste 2 ani, fac autostradă până la Iași și uite așa. Atenție! N-ar trebui decât un singur lucru. Ca Ponta să nu anuleze această mare facilitate acordată corporațiilor, taxa pe stâlp. Dacă nu ar anula taxa pe stâlp, ar avea bani să facă, atenție, statul român, autostradă care să fie utilizată gratis de români. Pentru că nu mai e nevoie să pui taxă de autostradă ca să plătești datoriile la Vinci și la Strabag și la Actor. Ei bine, statul n-are bani. Nu poate, zice, iese Ponta pe post, zice că nu putem face noi autostrada că nu sunt bani. Păi mă, nesimțitule, nu trebuie decât atât să nu le mai faci cadou corporațiilor miliardul de dolari din taxa de stâlp și ai bani să faci în fiecare an câte o autostradă. În fiecare an poți să faci cu 1 miliard de euro, poți să faci 200 de kilometri de autostradă. Autostradă normală, nu aia prin munți, aia să zici că costă dublu. Acolo faci doar 100 de kilometri. Dar cu 1 miliard de euro poți să faci tu, statul român, autostradă gratuită pentru români, fără taxă de autostradă în fiecare an. Vine Ponta, zice că nu sunt bani ca să fac asta. Dar ca să le dea cadou sub formă de CAS sau taxă de stâlp corporațiilor, pentru aia sunt. Pentru români, autostrăzi nu sunt bani. 50% din gospodăriile din România nu au canalizare. Se cacă românii în curte, ca în Evul Mediu. Nu sunt bani pentru canalizări. În schimb, ca să dai cadou corporațiilor, OMV-ului, Exxon-ului, Dacia și așa mai departe, pentru asta sunt bani. Numai pentru români n-are bani. Socialdemocratul Ponta, patriotul Ponta, marele iubitor de români. Vă mai dau un exemplu. În loc să dai cadou tot gazul și petrolul României, OMV-ului, cu doar 6% redevență, dacă ar face 20% redevența, să câștige statul român 1 miliard de euro pe an din redevență și OMV-ul doar 200-300 de milioane, ar fi bani în fiecare an tot pentru autostradă. Tot 1 miliard de euro s-ar strânge. Dar Ponta zice, cum să le faci redevența 20%? Că se supără și pleacă. Adică, știți cum e asta? Ca și cum îl prinzi pe unul că te fură în casă, îl prinzi în timp ce te fură și dacă îi spui, bă, te las să furi tot ce vrei, dar nu-mi fura și magnetofonul, el o să se supere și o să plece fără să mai ia nimic. Cam asta ne zice Ponta. Bă, dacă nu-i mai lași pe OMV să fure de aici 1,5 miliarde, atenție, numai la oficial, că real e 3 miliarde, dar dacă nu-i mai lași să ia 1,5 miliarde pan din România, ci doar 300 de milioane, se supără și nu o să mai vrea să ia nici ea 300 de milioane. Da, vă dați seama ce suferință pe noi românii că nu o să mai vrea OMV-ul să ne ia banii. Ma, ce o să suferim. În schimb, dacă totuși ridici redevența la 20% și OMV-ul acceptă, ia cată banii pentru autostradă, iară pe banii statului, iară pe gratis pentru români, fără taxă de autostradă. Se poate. Se poate în multe feluri. Se poate și altfel. Dacă tot ceea ce pleacă bani din țara asta de la hipermarketuri și supermarketuri se duc în offshore-uri ca să nu plătească impozit aici, dacă toate aceste contracte cu offshore-urile le ai interzice prin lege, măi, Victor Ponta, numai atâta, să dai o hotărâre de guvern. Cum îți place ție să dai hotărâri de guvern, tot felul de hotărâri mafiote. E să dai o hotărâre de guvern prin care să spui, se interzice orice contract cu offshore-uri pe teritoriul României, în România rămâne peste 1 miliard de euro din impozite pe profit de la hipermarketuri. Iarăși, autostradă făcută de România într-un an de zile, fără să se îndatoreze, fără nimic, pe gratis. Dar totuși, dragii mei, de ce nu poate guvernul actual să facă autostrada asta, în niciun fel? În ultimă instanță, vă întreb, acolo unde țara asta s-a îndatorat, e datoare România, astăzi, la momentul actual, România, prin datorii de stat și datorii de privat, peste 100 de miliarde de euro.
Dragii mei, țara asta datorează astăzi 100 de miliarde de euro și nu s-a făcut nimic. Stai și te gândești. Bun, avem noi ca Românie o datorie totală de 100 de miliarde de euro. Dar am făcut combinate siderurgice, am făcut autostrăzi, am făcut hidrocentrale, am făcut termocentrale, am făcut irigații în toată țara, am făcut industrie grea în toată țara, industrie petrolieră. Bă, ne-am împrumutat, ca pe vremea lui Ceaușescu, ne-am împrumutat 100 de dolari, 100 de miliarde de euro, ai zice, dar s-a făcut în România. Statul a folosit banii ăștia și a creat locuri de muncă, industrie, infrastructură, nivel de trai. Bă, dar s-au făcut 100 de miliarde credite în țara asta și în afară de Porsche, Ferrari și viloaie pe marginea Snagovului, nu s-a făcut nimic. Unde sunt aia 100 de miliarde de euro? Și vă întreb acum, unde s-au făcut 100 de miliarde de euro datorie ca să se cumpere Ferrari-uri, Porsche și viloaie, palate pe malul Snagovului? Bă, nu se mai poate face încă un miliard pentru poporul ăsta? Bă, să se mai facă încă un miliard datorie pentru român, bă. Hai să le facem o autostradă de la București la Brașov. Nu. Nu. Statul român a putut să se împrumute miliarde și miliarde pentru nimic, dar pentru popor, pentru o autostradă, nu se poate. Pentru asta nu. De ce? Pentru că statul se împrumută doar ca să dea după aia cadou corporațiilor. Că așa e noua ordine mondială. Statul trebuie să dea totul pe gratis la corporații, statul trebuie să ajute corporațiile, trebuie să ia de la români și să le dea la corporații. Așa e legea, noua ordine mondială. Iar pentru popor, apă, pâine, circ și în weekend, mici din carne de dihor tocată și bere din aia împuțită de la care ți-e bube pe piele. Atât. Asta e pentru popor. Mici și bere în weekend și în rest apă, pâine, mămăligă și câte o fasole. Dar asta fasolea numai așa o dată pe săptămână, că e lux. Ajunge pentru poporul român. Restul pentru corporații și pentru vile, Ferrari-uri și BMW-uri și Porsche-uri pentru cei ce facilitează îmbogățirea corporațiilor. Cei ce oferă facilitatea România marilor corporații și noi ordin mondial. Iar voi? Voi și șefii de sindicat? Stați și dormiți, că e bine, cât timp se găsește bere și va reduce și TVA-ul la berea draft. Acum am văzut câteva filmări la televizor, fraților. Niște bețivi împuțiți prin cârciun fericiți că a scăzut TVA-ul la berea la draft. O crescut alocația la copii, s-o dublat alocația la copii și a scăzut TVA-ul la bere la draft. Știți ce înseamnă asta? Că a crescut consumul de bere ceva la draft, cea mai mare creștere din istoria României. Și că a crescut alocația la copii. Păi 90% din alocația la copii care a crescut se va transforma în bere și deci în urină de bețivi. Asta se va întâmpla cu acea alocație la copii. O să aibă bețivii bani în plus de băut la cârciumă și le-a mai scăzut Victor Ponta și TVA-ul la draft. Păi vă dați seama. Păi numai de aici. 40% la alegeri e garantat. Numai de aici. Din toți bețivii împuțiți care îi găsiți în toate cârciumile de prin toate satele din țara asta, care stau de 800 de ani în case de chirpici care se dizolvă atunci când plouă, care nu fac nimic toată ziua, numai stau la cârciumă și bârfesc, bărbați în toată puterea și stau cu berea în mână și beau. De unde au bani pentru berea? Din alocația de copii. Că asta e singurul lucru pe care știu să-l facă. Copii. Îi fac și la beție. Cum să nu-l voteze pe Victor Ponta? Auziți ce a dat Victor Ponta poporului? Nu autostradă trebuie să dea el poporului. Nu! El trebuie să dea poporului alocație de copii și scăderea TVA-ului la berea la draft. De ce? Pentru că vin alegerile și pac, pac, 40% la alegeri iară are PSD-ul. Și că astea sunt măsuri
sociale, astea sunt măsuri de partid socialist. Creșterea alocației de copii și scăderea TVA-ului la berea la draft. Ce nemernici, mă frate. Dar pentru autostradă, pentru canalizare, pentru asfaltări străzile, pentru asta nu sunt bani. În satul românesc am fost, dragii mei, am fost acolo unde s-a născut, unde a copilărit, că nu s-a născut, mama mea, vă ziceam, s-a născut în Basarabia, dar unde a copilărit România mea, că, mama mea, pentru că mama s-a născut în timpul celui de-al doilea război mondial și au fost nevoiți din Basarabia, toți românii din Basarabia, care vreau să scape pielea, să nu fie făcuți carne de tun de ruși, au fost nevoiți să fugă în România. Și acolo unde a ajuns mama mea, la un an de zile de viață, este locul unde mergeam eu la bunici pe vremuri, când eram copil, acum 40 de ani. Am fost într-o zi la București, acum o lună, două, păi și am zis, hai să trec și pe acolo, să mai revăd odată locurile alea unde mergeam la bunici când eram mic la țară. Băi, oameni buni, nu mi-a venit să cred. Mi s-a făcut pielea găinii. Era exact la fel ca acum 40 de ani. Păi nu s-a schimbat nimic. Exact aceleași străzi pline de bolovan și țărână. Aceleași case. Aceleași garduri paradite și în paragină. Totul era exact ca acum 40 de ani, băi, oameni. Aș fi recunoscut imediat locul. Mie mi-era frică că nu o să mai recunosc locul. Băi, se poate așa ceva? A încremenit timpul. Și atenție, nu este undeva la țară să zici că, bă, frate, stai că este în fundul lumii. Vălenii de munte. E aici, între Brașov și Ploiești. E oraș. Băi, oameni buni, a încremenit timpul. Asta s-a întâmplat în România. Suntem o țară blestemată, dragii mei. Dar mă bucur să văd că în Basarabia, măcar acolo se întâmplă ceva. Cetățenii din țările membre ale Uniunii Europene vor putea intra pe teritoriul Republicii Moldova în baza buletinelor de identitate. Guvernul Republicii Moldova a adoptat în ședința de marți o hotărâre prin care se amendează cadrul legislativ existent cu privire la documentele în baza cărora e permis accesul cetățenilor străini în Republica Moldova. Decizia Chișinăului vine în contextul în care moldovenii pot la rândul lor călătorii din aprilie 2014 fără vize în spațiul european pentru o perioadă de scurtă ședere. E bine, dragii mei, europenoizii sunt disperați că pierd Moldova. Acum forțează pe ultima 100 de metri cât mai sunt încă la putere la Chișinău gangsterii ăștia pro-europeni, le forțează mâna ca să facă cumva ca Moldova să rămână în sfera de influență a Europei. Acum ar fi un moment extraordinar de speculat pentru România să se unească cu Moldova. Din păcate, acest lucru nu mai este posibil. De ce? Pentru că nu mai vrea poporul basarabean. Ei nu mai vor cu România. Când au vrut ei pe vremea lui Băsescu, Băsescu avea alte interese. Antiromânești. El mereu a avut interese antiromânești. Când au vrut basarabenii să se unească cu România, nu vroia Băsescu. Acum, că am scăpat de Băsescu, ne-am bucurat să ne unim cu Moldova. Dar nu mai vor ei. Pentru că s-au lămurit ce înseamnă Uniunea Europeană, s-au lămurit ce înseamnă NATO. Și pentru că nu vor să fie carne de tun, că nu sunt așa proști ca noi. Că ei nu vor tancuri, nu vor scuturi antirachetă, nu vor rachete nucleare pe teritoriul Moldovei și să fie ei transformați în carne de mici. Ei bine, iată cum a pierdut România o șansă extraordinară. Acum forțăm pe ultima sută să încercăm să reparăm. Acum europenoizii ar fi de acord și cu unirea României cu Moldova. Dar nu mai vor moldovenii. Vedeți? E ca și cu femeile. Atunci când o vrei tu pe ea, nu te vrea pe tine. Când nu mai vrei tu pe ea, atunci se îndrăgostită ea de tine. Am pățit de nu știu câte ori în viață așa ceva. Când mi-a plăcut o femeie și am făcut și prostia să-i spun că o iubesc,
nu i-a mai trebuit nicicum. E, când eu nu i-am mai trebuit ei, mi-am luat și eu gândul și mi-am văzut de altele. Ce credeți? Când a văzut că nu mai vreau, că nu mai iubesc, că o iubesc pe alta, atunci m-a vrut ea pe mine. La fel și cu Basarabia noastră, dragii mei. Acum, când o vrem, noi nu ne mai vrea ea pe noi. Bine fac. Sper să reziste, pentru că presiunile sunt imense. Acum și americanii și europenii vor Moldova în Uniunea Europeană. Nu contează că acolo salariul mediu este 100 de euro pe lună. Nu contează. Sau 200. Nu contează că pensia e 40 de dolari pe lună. Sunt buni oricum. Au uitat de experiența României. Au uitat că acum, că până acum, nu de mult, făceau gât că, bă, ce prostii au făcut să ia România și Bulgaria în Uniunea Europeană, țări care nu erau pregătite din punct de vedere al nivelului de trai, că uite ce s-a întâmplat cu emigrația, cu cerșetorii și așa mai departe. E, acum, iară, parcă interesul propriu le-ar zice că nu contează. Că ar fi bună și Moldova în Uniunea Europeană. Nu vor unită cu România. Atenție! Nici UE, nici Merkel, nici americanoizii, nici nu vor să audă de unirea Moldovei cu România. Știți ce vor ei? V-am mai spus. Regionalizare. Ei vor spargerea României. Ei vor ca în zona asta să existe Basarabia autonomă, Moldova autonomă, Moldova asta a noastră, care e și acum parte din România, Valahia autonomă, Transilvania autonomă. Măcar atât. Să vadă în loc de un stat mare și puternic, patru mici și slabe. În niciun caz, să nu credeți voi că ceea ce se întâmplă acum reprezintă premizele unirii Basarabiei cu România din punctul lor de vedere. Și fără ca ei să fie de acord, vă dați seama, vi-l imaginați pe Iohannis sau pe Ponta forțând lucrurile cum le-aș forța eu, de exemplu? Să zic, bă, gata, s-a terminat, desființăm punctele de trecere a frontierei cu Moldova. Liber, trece care vrea, cum vrea, nu există punct de control. Păi în clipa aia s-a unit Moldova cu România, cel puțin din punct de vedere psihic. După care trebuie să vii și să arăți moldovenilor, basarabenilor, că într-adevăr îi vrei, nu ca să-i smulgi, nu ca să-i mulgi, nu ca să-i storci, cum ne stor pe noi alții, ci îi vrei cu drepturi egale să facă parte din România. Asta ar trebui să facă un mare conducător. Dar cine să fie ăla? Ponta? Iohannis? Păi trebuie curaj să faci asta, împotriva voinței americanoizilor sau europenilor să faci asta. E clar că trebuie să o faci împotriva voinței lor. Îl vedeți pe Ponta? Ponta are curaj doar acolo, când se duce și el acolo să-l mângâie pe cap Putin la Baku. Doar îl bagă în seamă că el, săracul Ponta, s-a dus, că e supărat, că ăștia americanoizii vor să-l bage în pușcărie. Și ce și-o zis? Las că mă răzbun eu pe voi, mă duc la Baku să mă pup cu Putin. S-a dus prostalău la Baku și Putin nici nu l-a băgat în seamă. Și normal, că nici lui ăla nu-i plac curvele. Putin a declarat marți că forțele nucleare ruse vor fi dotate anul acesta cu noi rachete balistice intercontinentale, drept răspuns la mobilizările de trupe și armament greu ale NATO în Europa de Est. Iată, dragii mei, ce se întâmplă? Cum se escaladează conflictul? Vreau să vă reamintesc de unde am plecat. Acum 5 ani, toată lumea trăia în pace. Rusia n-avea nicio treabă nici cu Crimea, nici cu Ucraina, nici cu amplasare de rachete, nici cu dezvoltare de tehnici militare, nici cu investiții în armament, nici cu nimic. În România n-aveam scut antirachetă, în Polonia nu era scut antirachetă, în Lituania, Estonia, Letonia nu erau trupe americane, în România nu erau trupe americane, România nu cumpăra avioane de război, nimeni nu investea în armament și în război. Nici rușii, nici noi. Cine suferea? Americanoizii. Pentru care un milion de locuri de muncă în industria de armament. Atenție! 10% din PIB-ul Statelor Unite făcut de industria de armament. Cine suferea când ăștia de pe aici nu cumpărau avioane F-16, rachete, scuturi și așa mai departe?
Cine suferea? Sufereau americanoizii? Cine prospera și avea bani pentru sănătate și educație? Rușii, românii, bulgarii, polonezii și așa mai departe. Asta n-a fost pe placul unora. Și atunci s-a inventat chestia cu scutul antirachetă. În România. Rușii, nu suntem de acord, nu-i corect, încalcă statutele, înțelegerile de neproliferare a armelor și așa mai departe. Au dat din gură și au tăcut și gata, s-au făcut că plouă. Ce și-au zis? Nu o să răspundem cu aceeași monedă. Americanii supărați. Bă, a dracu treabă, n-a mers asta. Au zis, hai să facem altă meșcherie. Să punem laba pe Ucraina, să scoatem din sfera de influență a Rusiei Ucraina, că atunci sigur se enervează rușii și începe vreun război. Rușii n-au început niciun război, au pus și ei laba pe Ucraina, ca răzbunare, pe Crimea. Le-a luat Crimea la ucraineni. Iar nu le-a plăcut la americanoizi. Stai mă, dar nu iesem un răzbel, ceva? Presiune mare pe europeni, măriți ăstea, bugetele de înarmare, uitați ce face Rusia, ocupă Crimea, mâine, poimâine vă ocupă pe voi. Parcă lumea nu prea punea botul asta. Adică stai mă, că și-au luat țara înapoi, n-au ocupat, n-au cotropit nimic. Și nici măcar nu și-au luat țara înapoi cu deasila, ci cu referendum. Au votat crimeenii. 90% au votat pentru separarea, ruperea de Ucraina și trecerea la Rusia. Nu prea e cotropire acolo. Nu prea e, nu s-a atras un glonț. Da? Ce au zis americanii? Aducem trupe și tancuri în Europa de Est. Bă, la asta s-au cam speriat rusnacii. Când au văzut că Marea Neagră a devenit lac american, unde vin și stau crucișătoarele și navele de luptă americane, intră și pleacă și ies și stau acolo cât vor. Când au văzut că aceeași lucru se întâmplă în Baltică, când au văzut că vin 5.000 de soldați americani, când au văzut că vin avioane, vin tancuri. Bă, stai că se îngroașă gluma, bă. Să le atragem atenția. Că și noi putem să ne pregătim de război. Ei bine, nu le-a plăcut deloc asta la americanoizi. Rachetele rusești de croazieră cu lansare de la sol modernizate reprezintă o amenințare la adresa Europei. Încalcă tratatul cu privire la forțele nucleare cu rază medie de acțiune, a declarat ieri un oficial al Departamentului de Stat american. Ca să vezi câtă nesimțire și tupeu. Deci tu provoci într-una Rusia. Tu aduci scut antirachetă. Când, atenție, nicio rachetă rusească nu era orientată către Europa. Tu aduci trupe, soldați, aici, americani. Tu aduci tancuri. Tu aduci avioane. Tu ocupi Ucraina și îți numești în posturile cheie din conducerea Ucrainei americani sau pro-americani. Tu faci toate astea? Și după aia totuși strigi, vai, săriți, rușii orientează rachetele către noi. Ca să vedeți câtă nesimțire și tupeu și prinde la unii. Este clar că americanoizii răscolesc rahatul și provoacă, iar rușii, dacă îndrăznesc și ei să ia măsuri de măsuri de apărare până la urmă, că oricine ar face asta, sar americanoizii, săriți, ia uite ce fac rușii. Este incredibil. Eu aș propune un singur lucru, ca să vedeți că nu sunt nici pro-rus, nici pro-american. Eu aș propune o înțelegere, o întâlnire, un mare summit al păcii și le-aș propune doar atâta, și rușilor și americanilor, să se revină exact la situația de acum 5 ani. Adică americanii să-și desfințeze scuturile antirachetă și din România și din Polonia, să-și ia înapoi soldații, să-și ia tancurile înapoi, românii să renunțe la contractul de cumpărat avioane F-16 și să lase banii pentru copiii bolnavi de leucemie. Americanii să-și retragă oamenii din conducerea Ucrainei, să lasă Ucraina stat independent, iar rușii să nu mai orienteze rachetele spre Europa și să dea înapoi Crimea. Să se revină exact la situația de acum 5 ani. Să dăm le convine la americanoizi? Sunt așa iubitori de pace? Dacă sunt așa iubitori de pace, în primul rând că nu trebuiau să răscolească rahatul, nu trebuiau
Rahatul a început a fi răscolit cu scutul antirachetă din România. Numai când au văzut că nu ține cu scutul antirachetă, au intervenit și în Ucraina, schimbând conducerea pro-rusă și punând conducere pro-americană. Băi, fraților, simplu de tot, dacă americanii nu făceau toți acești pași de sfidare și provocare a Rusiei, Rusia nu avea niciodată nimic cu nimeni. Nici nu înhățau Crimea, nici nu se începea reînarmarea nucleară, nici nu își orientau rachetele către Europa. Da, da, pacea nu prea le convine stăpânilor României. Asta e singura problemă. Așa, o propunere ca a mea, summit de pace și revenirea la situația de acum 5 ani, deloc nu le-ar conveni. Da, deloc. Din păcate, noi nu avem niciun cuvânt de spus. Singurul lucru pe care îl putem spune e, ca de obicei, cu Dumnezeu înainte. La revedere!